Acum, înainte să începem episoadele din vlog, ar trebui să vă spun câteva cuvinte despre mine, ca să știți de ce fac această serie vlog de artist. Practic, în ultimii 10 ani am lucrat în domeniul IT. Imediat după bacalaureat, la 19 ani, chiar la 2 luni după bacalaureat, am mutat în Cluj, din Carey, unde am terminat liceul teoretic și am reușit să mă angajez la o companie care se ocupa cu testarea de jocuri video. Era, cred că, prima companie din Cluj care făcea asta. Era un job pe care și-l doreau foarte mulți oameni, foarte mulți tineri. Îți dai seama să te joci și să fii plătit pentru asta. Bine, problema e că mie nu prea îmi plăcea să mă joc, nu-mi plăceau jocurile. Ei, dar să trecem peste asta. Am reușit să mă angajez acolo, ca printr-o minune, și nu știam absolut nimic despre IT, despre programare, despre ce înseamnă să testezi un joc, despre ce înseamnă practic munca de QA, de Quality Assurance Engineer. Și am învățat acolo toate aceste lucruri. Am fost angajat acolo timp de 5 ani, timp în care am făcut testare pe PC, jocuri pe PC, pe console, Nintendo Wii, Xbox, PlayStation, ce mai era, Nintendo DS, foarte multe console și foarte multe jocuri, majoritatea erau jocuri mici sau nu foarte cunoscute, dar au fost câteva jocuri și foarte mari, printre care Gothic 3 și Spellforce, dacă nu mă înșel. Mă rog, au fost câteva jocuri mai mari și mai cunoscute, dar în general erau jocuri mici, pentru copii. După vreo 2-3 ani am început să construiesc și site-uri web, să fac web design. Era un mare vog atunci să faci site-uri web. Am învățat treptat să construiesc și website-uri. Am făcut câteva proiecte chiar acolo la firmă pentru niște clienți și am început să lucrez ca freelancer, pentru că, din păcate, jobul de game tester nu se plătește atâta de bine cât aș fi vrut eu sau atâta de bine cât aș fi avut eu nevoie, așa că am început să lucrez și pe lângă ca și freelancer, făcând site-uri. Am avut destul de mulți clienți, dar am decis să renunț la munca de freelancer după vreo 2-3 ani, pentru că era foarte stresant să ai și job, să fii și freelancer. Și în particular e foarte stresant și greu să fii freelancer în România cu clienți români. Dar despre asta o să vorbim într-un alt video mai târziu. După vreo 4 ani de testare și web design pe aici pe acolo, muncă de freelancer, am reușit, convingându-mi șefii de acolo împreună cu alți colegi și, bineînțeles, și ei au fost de acord foarte ușor, să facem un joc, să pornim primul nostru joc făcut acolo. Noi eram majoritatea studenți, nu aveam experiență în chestia asta, erau foarte mulți gameri, dar nimeni nu a mai construit un joc, nimeni nu a mai făcut programare pentru un joc, grafică pentru un joc, dar am zis că hai să încercăm și am început să lucrăm. După mai puțin de un an, cred, din cauza unor probleme pe care le aveam eu și nu eram de acord cu anumite lucruri și nu mai îmi plăcea locul acela de muncă, a trebuit să plec, jocul nu a fost finalizat, a fost preluat de către altcineva și a fost finalizat de acea persoană. Așa că nu știu dacă apar în crediți, poate, poate nu, nu știu. Fiind atunci o perioadă mai dificilă pentru mine, am plecat din acea firmă, mi-am trimis CV-ul la câteva companii de software, pentru că cele de testare de jocuri erau, cred că, doar 2 pe vremea aia. Era firma la care munceam eu și era încă o firmă foarte mare care se dezvolta pe urmă foarte mult în Cluj. Mi-am trimis CV-ul la câteva firme din astea, după cum ziceam, am fost contactat de vreo 2-3, am vorbit puțin despre joburile de acolo. La una dintre firme am aplicat ca și web designer și la 2, cred că, am aplicat ca și tester, software tester. La unul dintre interviuri tot a mers foarte fain și până la urmă am fost angajat pe postul de QA engineer. Oamenii de acolo au fost mulțumiți de experiența mea, de ceea ce știam să fac, de modul meu de lucru, de tot ce am făcut în acel interviu. A fost practic și un test oarecum tehnic. Și m-am angajat foarte repede ca și QA engineer, dar după un an am reușit să încep să lucrez și ca web designer, front-end developer pe partea asta de web. Și făceam și testare și programare web, programare la un nivel destul de mic. Între timp am trecut de tot de la testare pe partea de design, web design, web app design, uneori și mobile design și practic așa am ajuns de la stadiul de game tester care nu știe absolut nimic despre nimic pentru că am terminat un liceu profil teoretic la matematică informatică, dar acolo am învățat câteva chestii de bază în Pascal și cam atât a fost experiența mea cu programarea. Am trecut de la testare de jocuri la web design ca freelancer, apoi am început să construiesc un joc. Am continuat puțin tot pe partea asta de freelancer cu niște aplicații interesante pentru niște clienți români. Apoi m-am angajat ca software tester. Rapid am început să cresc pe partea de web design, am trecut pe web design full-time și acum mă ocup de mai multe chestii, printre care în continuare partea de web design și puțină programare front-end, chestii legate de proiecte interne, startup-uri și multe alte lucruri interesante despre care o să vorbim în viitor. Pe lângă toate astea a fost și o perioadă de vreo 2-3 ani în care am fost invitat pe la conferințe prin România ca să vorbesc pe diferite teme, în general legate de domeniul web, front-end, web design, SEO. Am scris și câteva articole într-o revistă dedicată IT-știlor, în Today Software Magazine. Și am ținut chiar și câteva traininguri de SEO la Universitatea Babes Bolyai pentru studenți în cadrul unor proiecte mai micuțe. Pe lângă asta am fost implicat și în câteva startup-uri, unele dintre ele nu mai sunt acum, altele continuă, unele au avut un mic succes, ca să zic așa, și sunt pe un trend ascendent, altele care au fost mai de mult sunt moarte, nu le-am mai continuat, dar ceea ce este important e că am continuat să mă implic în proiecte de genul startup, să merg la evenimente pentru startup-uri, să piciuiesc idei și să fiu implicat în această comunitate și sper că de aici o să iasă ceva super interesant. E cam atât despre mine. Dacă ai întrebări și vrei să afli ceva despre ce am mai făcut eu în trecut legat de IT sau ce aș vrea să fac în viitor sau pur și simplu la ce proiecte am lucrat, poate vrei un sfat legat de orice chestie, scrie-mi și dacă știu te voi ajuta. Mersi!